Mănăstirea Putna, numită Ierusalimul Neamului Românesc, a adunat în acest mes de gustar mii de creștini din întreg spațiul românesc. Un comitet de inițiativă alcătuit din reprezentanți ai asociațiilor tinerimii române, ai mediului cultural și spiritual românesc, a gândit sărbarea de la Putna 2021 în termenii continuității unui ideal. Unitatea în cuget și simțire a tuturor românilor, indiferent unde trăiesc, în România sau în alt colț de lume. La 15 august 2021 s-au împlinit 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna, manifestare determinată pentru definirea identității românești în istorie. Inițiată și marcată între alții de Mihai Eminescu, Ioan Slavici, Iraclie Porumbescu și Ciprian Porumbescu, la care s-au asociat tinerii români de pretutindeni, serbarea de la Putna a însemnat cu precădere definirea idealului unității naționale realizate câteva decenii mai târziu. La 150 de ani de la eveniment, într-o altă epocă, într-o altă Românie, se impune să redefinim idealul reunirii românilor, al regăsirii într-o lume și într-o istorie în reașezare. La sărbările de la Putna a participat și Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel. Mii de români din întreaga lume au participat la Sfânta Liturghie și la manifestările culturale prilejuite de 150 de ani de la sărbările de la Putna. După Sfânta Liturghie de hramul Mănăstirii Putna, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a acordat distincții pentru 35 de persoane implicate în organizarea sărbării de la Putna 2021, continuitatea unui ideal. Printre aceștia, starețul Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, președintele Academiei Ioan Aurel Pop și reprezentantul tinerilor care au organizat sărbarea Emanuel Buta. De astfel de distincții s-au învrednicit și unii oameni de cultură din Basarabia și nordul Bucovinei. Sunt părintele Vasile Covălciuc, protopopul de Sturojeneț. Astăzi avem posibilitatea să ne aflăm aici în Iecinta, în curtea Mănăstirii Putna, unde este o zi deosebită, este o sărbătoare deosebită, este pe lângă sărbătoarea Învierii Domnului, Sfânta Duminică, sărbătorește astăzi mănăstirea, hramul mănăstirii, pentru că este adormirea Maicii Domnului și este hramul și a mănăstirii Putna, care se află sub acest acoperiment, sub această deosebită binecuvântare a Maicii Domnului. Și totodată, astăzi este 150 de ani de la primul congres al tinerilor ortodoși din toată lumea și am avut fericirea ca să luăm parte, să slujesc împreună cu prefericirea sa, Patriarhul Daniel, împreună cu un sobor de 7 ierarhi și 14 preoți. Desigur că pentru noi bucovinenii este o bucurie mare pentru că avem posibilitatea să venim aici în această Sfântă Mănăstire care este sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Ștefan cel Mare și Sfânt și a Sfântului Iacov Putneanu, Sfintele Moaște care se află în această Sfântă Mănăstire și ea este condusă de un vrednic stareț, Părintele Melchisedec Velnic. Părintele Melchisedec, pentru noi preoții de la Bucovina de Nord, este ca un tată adevărat duhovnicesc, pentru că de fiecare dată când venim aici și el vine la Cernăuț, ne învață, ne îndeamnă, ne susține, ne ajută în diferite părți și avem o susținere deosebită de la Părintele Stareț. Aici venim ca acasă, pentru că într-adevăr suntem acasă și ne încărcăm sufletele noastre de la aceste sfinte moaște, de la această sfântă mănăstire și mai ales de la acest duh deosebit a acestor părinți care slujesc aici în această sfântă mănăstire. Astăzi, în această sfântă zi,
de adormirea Maicii Domnului, hramul mănăstirii, cu binecuvântarea prefericitului Patriarhului Daniil și cu binecuvântarea înalt preasfințitului Arhiepiscopului Calenic al Sucevei și Rădăuților și desigur prin râvna lui Părintelui Stareț au fost decurați, menționați diferiți ctitori și acei care sunt aproape de această ctitorie, de mănăstirea Putna, printre care și mie, nevrednicului preotului, mi-au dat crucea bucoviniană, care astăzi este la piept și desigur că mulțumesc Părintelui Stareț pentru această încredere, pentru această binecuvântare și doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu și acoperimentul Maicii Domnului și ocrotirea acestor sfinți, Sfântului Ștefan cel Mare și Iacob Putneanu, să fie totdeauna peste acest locaș sfânt, peste, cum a numit Eminescu, Putna este Ierusalimul neamului românesc. În cadrul serbării de la Putna a fost vernisată o impresionantă expoziție Serbarea de la Putna 150, continuarea unui ideal și organizat traseul Dealul Crucii. La Putna a fost sfințită candela aniversară care a fost depusă de către studenții români la mormântul Sfântului Ștefan cel Mare din incinta mănăstirii. Vreau să vă spun că există o mie de motive pentru care să fiu foarte emoționată că sunt aici. Unul dintre ele și poate cel mai important este că efectiv în numele lui Ștefan cel Mare al Putnei și al lui Eminescu ne-am întâlnit scriitori, nu vorbesc de toate mulțimile, dar scriitori venind din de la București, de la Iași, de la Chișinău, de la Cernăuți, un sentiment de înfrățire cu pe șirul rădăcinilor, absolut, absolut extraordinar. Iar faptul că atât de mulți oameni au venit astăzi, stau, umblu printre ei și mă gândesc, oare câți sunt veniți pur și simplu pentru că e hramul mănăstirii sau pentru că se gândesc la Ștefan cel Mare sau pentru că se gândesc la Eminescu. Sper din toată inima ca să fie cât mai mulți cei care se gândesc la toate astea. Dar aș vrea să-mi dați voie să vă spun o extraordinară amintire. Am fost acum 50 de ani la aceea sărbătoare. Se sărbătoreau 100 de ani din momentul în care Eminescu și Slavici organizaseră adunarea de la Putna. Și pe dealurile din jurul Putnei, și acum am tot încercat să văd care era locul în care priveam, erau mii, zeci de mii de țărani îmbrăcați în costume naționale și veniți cu parastas, adică cu colaci și cu colivă pentru Ștefan cel Mare. Această idee a continuității, că făceau parastas ca pentru părinților, ca pentru bunicilor, mi se părea, pentru Ștefan cel Mare, mi se părea extraordinară. Iar faptul că suntem atât de mulți și astăzi aici, încă e de natură să ne dea speranțe. Azi la Putna-i sărbătoare. Am venit cu mic, cu mare, să împătim mândră cunună cu toți oaspeți împreună. Să o așezăm la mormânt, la viteazul nostru sfânt, să rostim o rugăciune pentru faptele lui bune. Să ne amintim aici și de acei studenți voinici de la primul congres, de la prima sărbare și de gândul lor frumos și mare. Frați români, să nu uitați de acei studenți minunați ce s-au gândit la țara lor, la unirea tuturor. Tot în aceste zile, cu prilejul serbărilor de la Putna în cadrul mănăstirii, a avut loc congresul studențesc aniversar, la care au participat sute de tineri români de pretutindeni.
De asemenea, în fața mănăstirii Putna a avut loc un spectacol folcloric susținut de ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava și colective etnofolclorice din sudul Bucovinei. Tot la mănăstirea Putna a avut loc simpozionul științific Eminescu și Putna, la care participă în fiecare an oameni de știință și academicieni din întreg spațiul românesc. Colegiul acesta s-a născut acum 15 ani, după ce academician Zoe Dumitrescu Bușulenga, devenită Maica Benedicta, a hotărât să se înveșnicească în pământul Putnei, în țintirimul Putnei. S-a întâmplat în 2006 și în testamentul scris de mâna domniei sale citim foarte clar: dacă voi muri la București, să fiu mormântată la Cernica, dacă nu, la Putna, sub brazii de la Putna. În urma acestui eveniment, putem să spunem eveniment, pentru că Maica Benedicta credea evident în viața veșnică, s-a alcătuit Fundația Credință și Creație, care poartă numele. Această fundație a fost propusă de academician Dan Hăulică, foarte cunoscutul critic de artă, regretatul critic de artă Dan Hăulică, a fost domnia sa președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă, și de părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna. Fundația și-a propus de la început să desfășoare colocvii anuale, să editeze o revistă anuală și în același timp să reediteze întreaga operă a Maicii Benedicta. Acolo unde a fost vorba de arhivă și de manuscrise, evident, e vorba despre o editare. Lucrurile au înaintat, colocviile, iată, au ajuns la ediția a 15-a, pe diferite teme care țin de cultura și spiritualitatea românească. Împreună cu domnul Dan Hăulică ne-am gândit că este bine să aducem în actualitate cele mai multe dintre marile valori românești, din toate domeniile, pentru că se știe, Maica Benedicta a fost o mare erudită. Un eveniment inedit este itinerarul pe urmele lui Eminescu la Cernăuți, Straja și Ipotești, o suită de manifestări cultural-spirituale la care au participat cu mare bucurie și românii din regiunea Cernăuți. Astăzi este o sărbătoare de suflet pentru tot neamul românesc. Ne-a adunat la această sărbătoare două personalități ale culturii noastre, două personalități legende, Ștefan cel Mare și Sfânt și Mihai Eminescu. Precum Ștefan cel Mare, acum 500 de ani, a luptat pentru unitatea neamului românesc, precum Mihai Eminescu, acum 150 de ani, s-a străduit să adune pe românii de pretutindeni la acest lăcaș sfânt. Astfel și astăzi, noi sărbătorim această mare sărbătoare a unității românilor. Din păcate, românii nu sunt într-o țară, însă noi suntem consolidați cu țara prin cultură, prin limbă și prin credință. Am venit cu un grup din regiunea Cernăuți pentru a participa la Hramul Mănăstirii Putna, precum știți, Ierusalimul Neamului Românesc. E un loc sfânt pentru toți românii de pretutindeni și cred că merită vizitat tot de mai mulți români din Ucraina. Din multe oameni pe la sat, foarte puțini știu despre această mănăstire și despre slăvitul domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, care își odihnește somnul de veci aici. Și ar fi un lucru minunat să participe cât mai mult români aici la aceste sărbători frumoase. Astăzi un număr mare de români au venit la acest sfânt lăcaș. Și totodată, astăzi, în cadrul evenimentelor de astăzi, sărbătorim și 150 de ani de la serbarea de la Putna, precum știm, un eveniment de mare anvergură, inițiat la 1871 de către Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu și alți mari români de pretutindeni. De astăzi am venit să continuăm astăzi tradiția și să participăm mai departe la toate evenimentele festive. Vin din satul Pătrăuței de Sus, regiunea Cernăuți. Am venit astăzi la această mare sărbătoare la Putna.
la sărbătoarea creștinătății, la cea mai mare sărbătoare așteptată de toți creștinii, de toți românii, de unirea noastră, de credințe, de dragoste, de iubire. Peste 3.000 de studenți români s-au unit în marea credință, în marea unire, pentru grija lor, pentru cuvintele lor frumoase, ne închinăm în fața lor și le aducem o rugăciune în gând pentru ei. Ne închinăm în fața creștinătății. Am venit la Sfântul Mormânt să rostim o rugăciune pentru faptele lui bune. Suntem la un eveniment deosebit aici la Putna, la Ierusalimul românilor. Suntem la serbarea celor 150 de ani de la prima întâlnire a studențimii din toată românitatea, tuturor studenților români și Congresul românilor, un eveniment deosebit de important pentru românitate. Și suntem alături aici de toți românii, de pretutindeni, împreună cu toată familia. Am venit să aducem un omagiu înaintașilor noștri, Ștefan cel Mare, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu și tuturor celor care au depus efort ca să păstrăm credința noastră ortodoxă, să putem vorbi în limba noastră, să păstrăm tradițiile. Putna fiind Ierusalimul neamului omenesc, e un loc unde astăzi probabil s-au adunat cei care simt românește, cei care poartă tradițiile și obiceiurile neamului românesc și o transmitere întreaga lume. S-a vorbit astăzi mult despre cei care au stat la bazele organizării acestui congres de la 1871. Nu s-a amintit despre un nume pe care știu că l-a cercetat domnul Dragoș Araru de la Cernuț. Este vorba despre Emanuel Logotete, cel care a fost primul președinte al grupului organizatoric pentru organizarea manifestării de la Putna la 1871. Dumnealui a pregătit și un material despre activitatea lui Emanuel Logotete și sperăm că în scurt timp va fi publicat ori aici la Mănăstirea Putna, ori în altă parte. Astăzi am venit cu întreaga familie la Putna, s-au împlinit 150 de ani de la serbarea de la 1871 și dacă au fost și de la Cernuț prezenți la 1871 cineva, am hotărât și noi astăzi să fim alături de cei care simțesc și gândesc românește. Gânduri bune din partea Alianței pentru Unirea Românilor, tuturor fraților din Cernăuți, din Soroca, de la Bălți, de la Chișinău, de la Cahul, din tot spațiul românesc. E important, măcar la sărbătorile mari, să fim împreună. Vă așteptăm cu drag acasă. Salutări Bucovina, salutări Basarabia.